În perioada 12-13 mai, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava găzduiește cea de-a 19-a ediție a conferinței internaționale TENOMUS, eveniment organizat de Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management. Ediția de anul acesta a reunit specialiști atât din țară, cât și din țări precum Republica Moldova, Belgia, Franța și Israel. Conferința internațională TENOMUS este un eveniment de referință pentru cercetătorii din România. Cu acest prilej, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management a omagiat și 40 de ani de învățământ tehnic-mecanic la Suceava. În cadrul manifestării au fost prezentate, printre altele, evoluția corpului didactic-tehnic în domeniul mecanic, dinamica învățământului superior mecanic, precum și conducerea facultății de la înființare. De asemenea, printre cei care au luat cuvântul în cadrul evenimentului, s-a aflat și fostul rector al Universității Ștefan cel Mare, Adrian Graur, care a făcut o trecere în revistă a celor mai importante momente din evoluția școlii. Evoluția școlii este legată de evoluția societății, a societății românești, în cazul nostru, și respectiv a regiunii. După cum știți, Universitatea a început să funcționeze prin Institutul Pedagogic în 1963, În 63 se luase hotărârea ca învățământul gimnazial să fie generalizat la 8 clase. Ca urmare, în regiunea Suceava de la acea vreme, lipsa de cadre pentru învățământul gimnazial se ridica la aproape 3.000 de profesori, ceea ce a impus cu necesitate ca la Suceava să apară un asemenea institut pedagogic. Evident că, între timp, lucrurile au evoluat, industria s-a dezvoltat și în regiunea noastră. Din păcate, după 90, am asistat la dezindustrializarea României și lucrurile încă nu sunt pe băgașul normal. Am încercat, din toate forțele, acolo unde ne-am găsit, parte dintre noi măcar, să realizăm performanță și să aducem școala la nivelul pe care îl puteți aprecia astăzi. Ediția de anul acesta a reunit specialiști atât din țară, cât și din țări precum Republica Moldova, Belgia, Franța și Israel, cu scopul de a face schimburi de informații și experiență în ceea ce privește noile progrese și rezultate ale cercetării în domeniile tehnologiilor prelucrărilor mecanice și ale mecanicii aplicate. Facultatea de Mecanică organizează anul acesta a 19-a ediție a conferinței TENOMUS, la care sunt participanți din România, din Moldova, din Belgia, din Franța și din Israel. Cu ocazia acestei conferințe, facultatea noastră omagiază și cei 40 de ani de învățământ superior mecanic la Suceava, demonstrând prin aceasta tradiția și devotamentul colectivului și a înaintașilor pentru dezvoltarea învățământului tehnic în Bucovina. Toate conferințele noastre sunt dedicate cercetărilor făcute de către colectivele de cercetare din universități, în cadrul proiectelor de cercetare și în cadrul tezelor de doctorat, în domeniul tehnologiei prelucrărilor mecanice și în domeniul cercetării mecanice aplicate.